Celebrul Dum de Poiana, stabilit după luptă de foc campioni viteze în coastă românești pentru sezonul 2021-93 de piloți, duelându-se la zecimi de secundă pentru a încerca să-și ajudece valoroasele podiumuri ale legendare etape brașovene, desfășurată sub numele de trofeul Audi Brașov 2021. Alex Mira are parte de un pilotaj impecabil și obține victoria în cadrul etapei brașovene, puntele obținute în această etapă aducându-și titlul absolut în cadrul categoriei 2 la 13 ani de la debutul său în cadrul acestei discipline. Pilotul radical România a visat, a muncit și a scris istorie într-un sezon atât de disputat, fiind urmat atât pe podiumul etapei cât și pe cel general de către Silviu Dumitrescu. Pilot ce avea nevoie de o clasare în fața lui Alex pentru a obține titlul de campion, însă în acest weekend nu a reușit pe modelul Osela PA 2000 să vină la nivelul impus de către pilotul bucureștean și astfel Silviu devine pentru a doua oară consecutiv vicecampion național. Dodo Pițicoi reușește pentru a doua oară în cariera sa să vină pe podiumul general, pilotând modelul Porsche 911 GT3 ca până pe poziția TA, respectiv una pe treapta superioară a categoriei 1, în ambele clasamente fiind urmat de către Mihai Leu, pilotul hunedorean bivând deja titlul categoriei 1 la bordul Ferrariului 458 Challenger-ul. Costel Cășuneanu vine pe poziția 5-a și adjudecă o nouă victorie în cadrul clasei Silhouette, dedicată modelelor modificate, în timp ce în duelul scoatelor este urmat de către brașoveanul Andrei Gârtofan, venit pe poziția 6-a în clasamentul general și pe prima poziție în cadrul clasei dedicate modelelor RC. Grupa A, în care avem modele ce dețin fișe de omologare pentru competiții, este câștigată de același fantastic Ișvan Șoș, în timp ce în cadrul clasei Silhouette Plus 3000 Lucian Răduț obține victoria la revenirea sa în campionat pe modelul Mitsubishi Lancer Revo 7, profitând de răsucirea adversarului său principal, Radu Benea, din cea de-a doua manșă de concurs la prima etapă pe care Timișoreanu o realizează la bordul unui Porsche 911 GT3 Cup. În ciuda problemelor tehnice, Călin Manițu are parte de un pilotaj exemplar și astfel își adjudecă victoria în cadrul grupei N și titlul clasei N4, adversarul său Dudu Șenchi având din păcate parte de o violentă ieșire în decor într-o clasă în care câștigătorul urma să obțină și mult răvnitul titlul de campion. După absența de la câmpul, un bulgarul Pavel Șenkov revine la cel mai înalt nivel și obține victoria în cadrul clasei Silhouette minus 1600. Fiind urmat de către câștigătorul clasei dedicate modelelor cu tracțiune față, este vorba de grecul Teodoros Perimenis. Din păcate, unul din combatanții de top ai acestei categorii, Șerban Andrei Sanu, are parte de o ieșire destul de violentă în decor, Cosmin Gruba profitând de acest lucru și obținând astfel titlul clasei Silhouette minus 2000, unde cei doi au fost pe parcursul întregului sezon mari rivali. Campionul clasei 1 a fost decis pe ultima oricare de concurs a sezonului, Matei Voicu reușind să recupereze cele 30 pierdute pe prima oricare și astfel devenind campion național în fața fantasticului Marbanca, pilot ce s-a luptat de la egal la egal cu Matei în fiecare etapă, cei doi arătând un potențial fantastic pe parcursul întregului sezon. Costi Tudose și-a revanșa în ziua secundă și se impune în cadrul disputatei clase N1 pe noul Renault Clio Rally 5, în timp ce la a doi victoria îi revine lui Boton Sabo, acesta obținând prin rezultatul său și locul al doilea pe podiumul final al categoriei. Sorin Ghișoi pilotează cel mai rapid un model electric și astfel revine în campionat cu o victorie, în timp ce surpriza celor ce sunt la început de drum este dată de către Cosmin Petre, acesta impunându-se în cadrul ierarhiei extrem de disputate a debutanților la volanul unui model Dacia Logan. Cea mai rapidă mașină istorică este cea pilotată de către liderul Dacia Revival Mihai Alexandrescu, iar victoria și titlul de campion național ai categoriei 2 revin legendarului Alex Mira, acesta reușind să vină pe poziția de vârf după victoriile de la Rânca prin Transalpina Challenge, de la Sinaia, de pe circuitul stradal și bineînțeles de la trofeul Câmpul Lung Mușel 500, pilotul radical României intând pentru totdeauna în istoria coastei românești prin câștigarea unei etape de legendă și unui titlu ce s-a jucat până în ultima rundă. Cu această etapă se încheie un nou capitol al fantasticei povești oferite de către viteza în coastă românească, sezonul 2022 urmând să aducă o nouă încadrare prin Performance Factor, categorii diferite urmând să animeze și mai mult fantasticele dueluri pe care traseele montane ni le oferă an de an. Noi am fost Radu Lambrino, Ștef Raita și Motor Experience Media și de-abia așteptăm să revenim alături de voi cu acțiunea spectaculoasei viteze în coastă românești.